În perioada vremurilor de pe urmă nu vă uitați la cer. Ați putea fi înșelați de minunile ce se vor petrece acolo, puteți să greșiți și să vă pierdeți. Adepții lui Antichrist vor umbla dezgoliți, creștinii însă vor fi îmbrăcați cu vincios. Conform canonilor bisericești, femeia nu trebuie să poarte haine bărbătești. Îmbrăcămintea omului arată starea lui duhovnicească. Diavolul are 666 de mreje. În timpul lui Antichrist, oamenii vor aștepta salvarea din cosmos. Aceasta va fi cea mai mare înșelare, momeală a diavolului. Omenirea va cere ajutor de la extraterestri, neștiind că aceia sunt demoni. Despre lupta sfinților proroci Enoch și Ilie cu Antichristul se va transmite la televizor. Când icoana preasfintei născătoare de Dumnezeu de la Iviru va procede să părăsească Atosul, va începe dângătul clopetelor, bisericile în mod văzut îi se vor închina pentru a o petrece. Toate acestea vor fi arătate la televizor. Aceasta e mila Domnului, spunea starețul. Va veni timpul, oamenii vor pleca în munți. Dar să nu vă duceți câte unul în păduri și în munți să mergeți în grupuri mici. Pentru creștini cel mai mare chin va fi faptul că ei singuri vor pleca în păduri, apropiaților însă vor primi pecetea lui Antichrist. Produsele pe care pun semnul lui Antichrist nu vă pot dăuna. Aceasta încă nu este pecetea. Trebuie rostită rugăciunea Tatăl nostru de însemna cu Sfânta Cruce, de stropi cu aghiazmă și astfel se va sfinți orice hrană. Dacă vei fura, vei încălca una dintre cele zece porunci. Cine va proceda astfel, îl va primi pe Antichrist. Omul credincios va nădăjdui în Dumnezeu, iar Domnul în ultimele vremuri va săvârși așa minuni pentru poporul său, încât o mică frunzuliță din copac îi va ajunge pentru o lună întreagă. Și pământul nu va scădea, îi vei face cruce și îți va da pâine. Nu vă temeți, principalul este să nu fie primită pe lui Antichrist pe mâna dreaptă și pe frunte. Nu mâncați pâinea celui care a primit pecetea lui Antichrist. În ultimele vremuri, adepții lui Antichrist vor umbla la biserică, se vor boteza și vor predica poruncile evanghelice. Însă nu-i credeți pe cei care nu au fapte bune. Doar după fapte se poate recunoaște adevăratul creștin. Credința adevărată își află loc în inimă și nu în minte, în rațiune. Antichrist va fi urmat de cel ce are credința în minte, iar cel ce are credința în inimă, lesne îl va recunoaște. Acum se începe evenimente importante. Astfel de pericol n-a mai fost pe pământ de la facerea lumii. Este ultimul. Imaginați-vă mama a cinci copii, cum poate să-i hrănească fără a primi pecetea lui Antichrist? Vedește ce curs întinde Antichristul oamenilor. La început aceasta se va face benevol, dar când Antichristul se va înscăuna și va deveni săpânul lumii, îi va impune pe toți să primească această pecete. Pe cei care nu o vor primi îi va declara trădători. Atunci va trebui de plecat în păduri, grupuri a câte 10-15 oameni însă nu vă duceți câte unul sau doi, nu vă veți salva, veți fi păziți de Duhul Sfânt. Niciodată să nu vă pierdeți nădejdea. Dumnezeu vă va da înțelepciune cum să procedați. La sfârșitul vremurilor, oamenii se vor mântui prin dragoste, smerenie și bunătate. Bunătatea va deschide porțile raiului, smerenia îl va duce încolo, iar dragostea îl va arăta pe Dumnezeu.